Copiii instituționalizați din Olt vor avea o vacanță distractivă în ciuda situației actuale prin care trecem cu toții. Alături de dascălilor, tinerii vor participa la ateliere de lucru de la care nu vor lipsi distracția și voia bună. Lectură, teatru, gastronomie, pictură sau creație artistică sunt doar câteva activități cu ajutorul cărora tinerii își pot îmbogăți cunoștințele într-un mod relaxant, spun reprezentanții DGASPC Olt. Anul acesta, din cauza noului coronavirus, pentru a evita riscul de îmbolnăvire, toate excursiile și taberele stabilite pentru acest sezon estival au fost anulate. Cei care au început vacanța se bucură, ca și în ceilalți ani, bineînțeles cu măsuri de protecție, de copilărie. Atelierele de vacanță se desfășoară în centrele de zi și în fiecare căsuță, unde ei modelează, construiesc, fac plimbări în aer liber și recuperează lacunele la învățătură. Din păcate, aceste activități se desfășoară într-un mediu restrâns, în căsuțe, alături de educatori și nu mai avem bucuria taberelor, excursiilor ca în ceilalți ani. Din mâinile lor ies lucrări inedite, dar și la învățătură elevii din cadrul DGASPC reușesc să se remarce. Anul acesta, mulți dintre tinerii instituționalizați au obținut note bune la evaluarea națională și bacalaureat, iar din toamnă vor continua studiile la facultăți sau licee renumite. Un număr de 10 copii au luat bacalaureatul și s-au înscris la forme de învățământ superioare. La litere avem copii înscriși, la asistență socială, la universitate. Pentru medicină se pregătește pentru examenul de duminică un copil. La liceu au mers 16 copii care au luat medii peste 5 la examenul de evaluare. Cei care au finalizat cursurile învățământului profesional și au ieșit din sistem au reușit cu ajutorul conducerii să își găsească deja un loc de muncă.